Zilele trecute, elevii de la Liceul Teoretic Măgdăcești au asistat la o lecție despre gândirea critică și depistarea fake news-urilor moderată de către colegul nostru Ion Jalbă. Tinerii au avut posibilitatea de a dobândi competențe media indispensabile în contextul în care interacțiunea cu informația și implicit cu dezinformarea a devenit parte dominantă a vieții de zi cu zi și a procesului de învățare. Educația media prin școală este un proiect inițiat de către cei de la Asociația Obștească Clubul Studenților în colaborare cu LID Moldova, Ministerul Educației și Cercetării, Frederic Neumann din Germania și cei de la Pro Bono. Este un proiect prin care mergem în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, cu excepția instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău, și avem rolul de a încerca să oferim copiilor și adolescenților cât mai multe informații despre media. Subiectele abordate sunt gândirea critică și fake news-ul. Astfel încercăm să-i facem să înțeleagă că ei, noua generație, sunt cei care ar trebui să aibă o gândire mult mai voalată spre critică, dar nu a critica. Nu credeți toate știrile pe care le citiți. Tot timpul trebuie să aveți un semn de întrebare înainte de a lua o decizie finală pentru voi, o concluzie finală. De fiecare dată încercați să mai găsiți una, două surse. Lecția s-a bazat în mare parte pe interacțiunea dintre prezentator și elevi, urmărind scopul de a-i ajuta să analizeze corect informațiile din sursele media. Ce nuanță aveți? Albă, da? Toată lumea este de acord că este albă? De ce? De ce? De ce e alb? Eu ai cea mai multe nuanțe cu care să compari. Și eu dacă vă zic că este verde, o să mă credeți? De ce? Cred că are oricum fluiditere. Din mic copil, mie mi-au zis că ăsta e verde. La grădiniță am învățat că este verde. La școală am învățat că este verde, la facultate mi-au zis că este verde. Toată lumea în jurul meu discută că este verde. Voi 30 îmi spuneți că este alb. Să vă spun eu că eu mai aduc încă 70 de oameni, suntem 71, și spunem că este verde. Adevărul se creează în momentul în care o comunitate mare sau o societate întreagă crede în ceva. Lucrurile sunt inventate de noi adesea și noi le credem. Inducerea în eroare poate fi făcută atât de ușor în momentul în care o mare parte a societății începe să creadă în ceva. Pentru că dacă la un moment dat o să se insiste atât de mult, de la cei mici până la cei în vârstă, că ăsta e verde, o să vedeți că toată lumea o să creadă că este verde. Tinerii s-au arătat interesați de noutățile aflate și ne-au relatat că pe viitor vor acorda o atenție mai mare modului de filtrare a știrilor. Mi-a fost foarte utilă lecția dată. Ne informăm din mai multe surse, ne uităm de cei sursele oficiale. Nu ne uităm pe profilul la un site care a apărut ieri și spune diferite chestii wow, care par interesante. Am aflat foarte mult despre cum să depistăm știrile false, ce canale putem urmări, cum ne putem informa corect și cum putem să analizăm corect știrile pe care le aflăm în general. Este foarte important, în special pentru noi tinerii, să avem parte de astfel de lecții, deoarece noi, tânăra generație, avem nevoie să știm cum să transmitem corect o informație, cum să o promovăm și cum să ne informăm corect. În urma întâlnirilor pe care le-am avut până acum, tinerii par a fi interesați de aceste subiecte, mulți dintre ei cunosc deja foarte multe detalii, alții au întrebări la care așteaptă răspunsuri, iar rolul nostru este de a încerca să le oferim cât mai multe informații. Realizatorii proiectului își propun să ajungă în 10 instituții de învățământ din Republică. Până la momentul actual am reușit să ajungem și în nordul țării, făcând referire la instituții de învățământ din raionul Gludeni, raionul Șoldănești. În zona de sud am fost în raionul Cahul, am fost și în municipiul Chișinău, dar în suburbii. Ulterior urmează să mai mergem și în zona centrală. Vom ajunge și la Ungheni, vom ajunge și în raionul Călăraș și în raionul Drochia. Prezentatorul a venit și cu câteva recomandări pentru toți tinerii din Moldova. Foarte important să analizăm știrile și aici fac referire la gândirea critică și cea de analiză. De fiecare dată când dăm de o știre, pentru că multe dintre ele au titluri senzaționale și sunt create doar pentru clickbait, doar pentru a accesa acea pagină, trebuie să analizați și conținutul, să vedeți dacă lucrurile scrise sunt reale sau par a fi reale, pentru că unele știri sunt atât de false încât par ireale din start, de la o primă citire. În cazul în care nu vă dați seama dacă știrea este una adevărată sau una falsă, încercați să vedeți dacă acel subiect mai este abordat și de alte portaluri de știri sau alte televiziuni. În momentul în care veți vedea altfel de
de abordări sau dacă va fi aceeași abordare, trebuie să faceți o analiză proprie pentru a înțelege ce este adevărat și ce nu este adevărat. Desigur, știrile false mai pot fi depistate în cazul în care ele sunt plasate sau apar știri pe tot felul de site-uri apărute peste noapte, site-uri care nu au existat până atunci și nu au o experiență în spate, astfel acel organism apărând peste noapte s-ar putea să aibă un anumit scop, cel de a induce în eroare societatea. Așadar, nu uitați, un om bine informat este greu de manipulat.